Pe mine m-ar interesa comparația între socialismul pe care îl critica Mises, social-democrația pe care o avem foarte mult prin Europa acum și socialismul ăla care n-a fost încercat niciodată. Ideea în capul meu este că problemele subliniate de Mises, așa cum înțeleg eu, ele rămân în socialdemocrație, mai puțin, dar există. Și atâta vreme cât ai un pic de mizerie într-o prăjitură, nu mai e bună prăjitura, și problema rămâne și în socialismul care n-a fost încercat niciodată, pe care îl visează mulți, a fi voluntar, vezi, doamne. Socialismul care n-a fost încercat niciodată, dacă Mises are dreptate, e o utopie în sens tare al cuvântului. Întâi, să zicem, dacă îl interpretăm prin acea idee că se va lua de la fiecare după posibilități și se va da fiecăruia după nevoi, nu mai știu, parcă am atins și în emisiunea trecută ideea asta că acela e un sistem care Merită presupune abolirea repetat. realității resurselor. Da, și atunci, din acest punct de vedere, e utopic. Într-o lume fără realitatea resurselor, nu mai discutăm probleme economice și cu asta basta. Orice sistem economic e la fel de bun. Mai e un element de utopie. Deci, dacă Mises are dreptate, înseamnă că o societate extinsă, deci un socialism cu fabrici și uzine și startup-uri și mall-uri și business centers și consum complex, pur și simplu e imposibil. Da? Mai ales dacă întreaga comunitate mondială ar fi socialistă, întreaga lume, Mises zice că haosul ar fi atât de mare, asta e predicția lui Mises, atât de mare încât în scurt timp ne-am prăbușit până la nivele rudimentare, de Venezuela, Corea de Nord, România anilor 80, cu azimutul actual al Coreei de Nord, cu comunismul de război. Deci pur și simplu e imposibil, pentru că e alocare aleatorie a resurselor, care nu prea poate fi decât risipă. Nu putem miza pe haos. Ridicol să te aștepți să aloci la întâmplare resursele și să fie bine. Deci, și reținem acest lucru că Mises, el vorbea serios când zicea socialismul este imposibil. Asta e teza lui Salerno. Da? Socialismul e posibil numai așa ca comunitate mănăstirească, dacă vreți, ca gospodărie sătească, ca sătuc, ca poate, dacă vreți, un pic de chibuț, deși și cu chibuțurile e complicat, că întrebarea e de unde își vindeau mărfurile și de unde își luau finanțarea. Că poți trăi cu această iluzie că ești pur socialist, dar ești dependent de desfacerea mărfurilor într-o piață capitalistă. Putea să funcționeze la nivel mic? Poate să funcționeze în sensul că nu se prăbușește. Asta nu înseamnă că e trai pe vătrai. Da? La mănăstire nu e trai pe vătrai. E subsistență. E subsistență, e relativă austeritate. Există și mănăstiri care o duc bine, din povești am auzit. Au făcut Am bere, au înțeles, dar făcut. ele se îndepărtează puțin de acest model, ca să zic așa, pur, pur comunist. Adică, da, au profil de adevărate antreprinse capitaliste din anumite puncte de vedere. Da, au Niște cooperative, da. Mă gândesc că ele au prețuri dincolo de. Exact. Cât ia de stimulente, cât ești tu de altruist să dai de la tine, problema e de preț. Exact. Așa mi se Au pare prețuri că e. de afară, Da, da. Au prețuri, sigur că da. Deci chiar dacă toată lumea e altruistă, tot rezultă sărăcia în comunism, știi? Da, așa e, așa e, așa e. Practic, argumentul lui Mises de ce e foarte spectaculos? Pentru că el a trecut dincolo de așa numitul argument al stimulentelor. Până la Mises, probabil ați mai purtat discuția asta și în alte emisiuni, se considera că singurul argument decisiv împotriva socialismului. Eu folosesc socialism și comunism interșanjabil. Cumva socialismul e partea concret aplicată, reală, istorică și comunismul e proiecția utopică a socialismului. Da? Ce ar fi socialismul dacă ar Unde nu ieși s-a ajuns bine? niciodată, da. Da. Dar vedem că China zice comunistă sau și atunci, practic, for practical purposes, putem să le folosim interșanjabil.
se considera că argumentul decisiv, cum zice Mises, Rothbard și mulți alții, era cel al stimulentelor. Cumva socialismul zice are nevoie de schimbarea naturii umane, să fie oamenii complet altruiști, să fie ca niște sfinți dedicați socialismului, pentru că numai așa se vor putea dezice de interesul propriu și să muncească indiferent cât de mult pentru a lua o cotă parte egală din produsul societal, da, și să nu se lase pătânjală, să nu devină leneș, să nu se ferească de muncile dificile sau la limită să se ferească cât de mult pot de orice fel de muncă. Acea întrebare, da, cu cine va duce gunoiul, da, who will take out the garbage, dacă remunerația, să zic, e egalitară. Și Mises vine și zice că asta e interpretarea interesantă. Dom'le, chiar dacă toți oamenii care vor să facă socialismul sunt perfect onești, total dedicați idealului, incoruptibili, sunt niște sfinți, da? Socialismul nu poate depăși nivelul rudimentar pentru că nu are cheie de alocare a resurselor. Numai dacă presupunem, discutam cu Costică ieri pregătind emisiunea vag, că, mă rog, dacă presupunem că Dumnezeu le șoptește la ureche exact alocarea corectă în atotputernicia lui, problema s-a rezolvat, da? Dacă îl băgăm pe Dumnezeu în peisaj, toate problemele se rezolvă. Deci asta e spectaculozitatea argumentului. Oricât de bine intenționat sunt oamenii, nu va merge.